Bună tuturor! După ce am discutat despre tipologia cafenelelor, a sosit timpul să vorbim despre meniurile din cafenele. Nu vom intra în logica fiecărei cafenele, dar vă spunem că există două categorii. Meniurile din marile lanțuri de cafea și meniurile celorlalte cafenele. Am putea spune că primele s-au inspirat din ultimele. În principiu, produsele dintr-o cafenea au la bază două surse. Espresorul și metodele alternative. Metodele alternative cuprind toate metodele de preparare ale cafelei, de la ibric până la aeropress, V60, Chemex, cold brew sau chiar sifon. Să discutăm mai întâi despre produsele de la espresor. De obicei, rația, adică raportul dintre cafea răcinită și apă, este de 1 la 2, adică din 18 ml de cafea răcinită se obțin circa 36 de ml de espresso. Acești 36 de mililitri sunt echivalentul unei extracții, adică două shoturi, ceea ce unii numesc double espresso. Conform exemplului nostru, un shot are 18 mililitri. Dar toate aceste cantități sunt orientative pentru a vă face să înțelegeți raționamentul metodei de preparare. Ristretto reprezintă forma scurtă a espressoului și constă în întreruperea extracției la jumătate. Adică după 15 secunde se întrerupe extracția și rezultă o băutură care are o cantitate aproximativă de lichid de 15 și 20 de ml cu gust intens și persistent. Cappuccino. În general vorbim despre 160 de ml, 180 de ml aproximativ de lichid total. Dintre care avem un shot de espresso și lapte încălzit prin abur la circa 60 de grade Celsius. Crema trebuie să fie de 1 cm. Latte. Pentru latte avem o cantitate aproximativă de lichid între 240 ml și 280 ml, dintre care un shot de espresso și lapte, la fel ca la cappuccino, diferența constă în cremă care este mai subțire și mai flexibilă. Flat white. Pentru flat white avem aproximativ 210 ml de lichid total, dintre care două shoturi de espresso și lapte, la fel ca la latte. Deși nu este în regulă să turnăm apă peste cafea, cum nu este ok să turnăm peste vin, în acest caz avem două băuturi încetățenite. Americano. Se pare că denumirea vine de la soldații americani care nu agreau espressoul și îl diluau cu apă. Tehnic, raportul este de o parte espresso și 3 părți apă fierbinte, nu clocotită. Și long black, peste apa fierbinte din ceașcă se toarnă espressoul. Raportul este de 2 părți espresso și 2 părți apă fierbinte. Atenție! Noi nu vă precizăm exact mililitri pentru fiecare băutură, deoarece fiecare barista are propria rețetă, de aceea există diferențe între cafenele. În mare, procedeul din spatele produselor este acesta. Desigur că vă gândiți și la alte denumiri, precum Nesfrappé, cafea lungă sau espresso macchiato. Acestea sunt derivate ale produselor menționate anterior. Noi nu le recomandăm, deoarece acestea nu păstrează în totalitate calitățile olfactive și gustative ale cafelei. Însă, dacă doriți o băutură mai dulceagă sau o cremă mai aerată, spumă, acestea pot fi opțiune de servire. Metodele alternative sunt diverse. V60-ul, Chemex-ul și aeropress-ul sunt cele mai încetățenite. În principiu, cu excepția ibricului, căci unele cafenele oferă și așa ceva, ele sunt mai puțin corpulente decât un espresso, dar au aromă mai fină, note mai suave și seamănă cu ceaiul. Vă dăm un pont! Un espresso are o durată de viață de circa 45 de secunde până începe să îmbătrânească. După 3-5 minute, acesta devine o băutură amară, rece și nu mai există nicio plăcere în a-l savura. În câteva minute, un cappuccino se va transforma într-o cafea cu lapte, deoarece baza de espresso se va combina cu laptele, iar crema se va depune pe margini, se va întări, acesta fiind un semn de oxidare. Dacă doriți să socializați mai mult într-o cafenea, un V60 sau un cold brew este mai indicat decât un double espresso. Indiferent de ceea ce doriți să consumați, nu uitați, cafeaua este un teren de testare, deoarece gusturile sunt diverse. Eu sunt Ana Marie și până data viitoare nu uitați de share, like, subscribe. V-am pupat!